Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cinstim cuvântul lui Dumnezeu și să începem să citim de la Ioan capitolul 8. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care ședea în mijloc. Atunci Iisus s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Amin. Tată drag, avem nevoie de cuvintele tale în dimineața asta. Altfel, e pierdere de vreme, Doamne, e un timp pierdut dacă nu vorbești Tu. Curățește-mă, Doamne, curățește mintea, curățește-mă pe de-a întregul. Mă rog de asemenea pentru frații mei, curățește-ne împreună. Amin. Cuvântul Tău vrem să cadă pe pământ bun și să aducă rod. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, pentru că Tu nu ți-ai închis gura, ci continui să ne vorbești, cauți încă să ne îndrumi. Te binecuvântăm și vrem să învățăm de la Tine, Doamne Iisuse, și în dimineața asta, binecuvântat să fim veci. Amin. Amin. Haideți să reluăm locurile. Încep prin a spune că mă bucur din nou să fim împreună, purtând în inimă dorul după părtășie cu biserica de aici. Pe de cealaltă parte însă, spre deosebire de mulți care veniți dezamăgiți din țară, eu nu vin dezamăgit, eu mă bucur de biserica în care merg. E o biserică, deși mică, dar vie, și primiți salutările Bisericii Baptiste din Berexău Mare, care vă salută cu drag, vă urmăresc de multe ori și vă poartă în rugăciuni. Primiți și salutul Bisericii Emanuel, în care am slujit o perioadă mai îndelungată, a Bisericii din Săcălaz, al lui fratele Alex și familia Buzilă, și primiți și salutul Bisericii Speranța din Reșița, biserici cu care am avut contact și în care am slujit și am fost la părtășie împreună în perioada asta. Dumnezeu să fie slăvit și acolo și să fie slăvit deopotrivă și aici. În dimineața asta am intitulat mesajul ăsta, dar trebuie să explic cum l-am intitulat. Ruben, dacă mă poți ajuta, îți mulțumesc. I-am spus: apropie-te cum s-a apropiat Iisus de cei ce au greșit. Inițial vreau să spun: apropie-te de cei, de cum s-a apropiat Iisus de cei căzuți. Acum, când spun sau când mă refer la cei ce au greșit, mă refer la oamenii care, știu cum a fost o predică despre cum s-a apropiat Domnul Iisus de oamenii păcătoși și foarte bine ne-a învățat fratele Dani atunci. Dar există oameni care nu trăiesc în păcat neapărat, nu trăiesc o viață de păcat, dar sunt momente în viața lor, cum au fost și momente în viața mea și cum au fost momente în viața multora dintre noi, în care cădem. Pentru o perioadă, pentru un timp mai scurt, să dea Domnul, cât de scurt, să dea Domnul, să nu cădem. Dar se întâmplă câteodată să greșească cineva. Dar cum îl privești pe omul ăsta?
Cum îl privești pe omul ăsta pe care l-ai văzut bine până acum și care o sta lângă tine și ai spus că, mă, ăsta e un frate extraordinar și mâine auzi despre el că a făcut ceva? Nu le-ai mai auzit, măi, nu te așteptai. Cum îl privești pe omul ăsta? Cum a privit Domnul Iisus oamenii ăștia? Că până la urma urmei El e dicționarul nostru. Noi putem avea părerile noastre, ni le putem spune, ni le putem împărtăși, măi, dezamăgirile noastre, spunem una despre una, alta despre unul, despre altul. Dar dicționarul nostru până la urmă rămâne Domnul Iisus. Și când avem o nelămurire și când nu știm cum să acționăm, la El ne uităm și vedem ce a făcut El. Ei, ăsta e și scopul mesajelor de fiecare duminică dimineața, de a învăța de la Domnul Iisus, de a merge pe urmele Lui. Și acum merg mai departe și poate că asta va fi un pic mai elocvent. Ridicare versus condamnare. Ce faci când auzi de un om cocăzut? Fratele tău, nu mă refer acum la cei nemântuiți. Da? Ce faci cu fratele tău când auzi cocăzut? Mi-aduc aminte, să fie un an, să fie un an și jumătate, nu mai știu când, s-a făcut într-o dimineață o chemare spre eliberare, spre mărturisire. Și au ieșit atunci în față bărbați în mod special, că pentru asta era un lucru mai specific. Oameni care în dimineața aia au lăsat deoparte imaginea lor, au lăsat deoparte popularitatea lor, au lăsat deoparte toate și au venit înaintea lui Dumnezeu să se mărturisească și să spună că vor să o gate cu asta. Oameni poate care la care poate altă dată poate i-am văzut în față sau poate au fost mai activi sau au fost oameni care au fost gata să renunțe la orice ca să primească eliberarea lui Dumnezeu. A fost o mare biruință în dimineața aia. Și totuși mi-aduc aminte că peste câteva zile mă sună unul din frați și îmi spune, Radu, uite, aș vrea să-ți spun, te-am sunat că vreau să-mi cer iertare de la tine. Și am spus, dar pentru ce? Pentru că te-am dezamăgit. Pentru că te-am dezamăgit, zice, am fost unul din cei ce a ieșit în față. Te-am dezamăgit, ți-am clătinat credința și am spus, omule, nu m-ai dezamăgit. Nu m-ai dezamăgit, cum să mă dezamăgești? Ca mai târziu să-mi spună că au fost frați care l-au sunat și i-au spus, nu mă așteptam de la tine, nu mă așteptam, tu să ieși în față, păi dar cum, ție să ți se întâmple asta, ne-ai clătinat în credință, mă iertați, erau deja clătinați oamenii ăștia. Dacă în loc să privești cu ochii lui Dumnezeu o biruință, cerul întreg se bucura, și dacă tu ți-ai permis în dimineața aia, sau cine a fost, și-a permis în dimineața aia să stea deoparte și să spună extraordinar, să fii nemulțumit, dezamăgit, iartă-mă, dar știi cine? Era unul singur dezamăgit în dimineața aia. Diavolul. Și ai făcut echipă cu el. Asta e una. În al doilea rând i-am spus, omule, eu nu m-am uitat. N-am știut că ai ieșit în față, nu m-am uitat, nu obișnuiesc să fac asta, nu știu de unde obiceiul ăsta prost de a ne băga mereu cu, ne mănâncă călcâiele să vedem cine se mărturisește, cui prorocește, cine, ce face, cum. De când lucrul ăsta? Ăsta nu e un lucru plăcut lui Dumnezeu. Nu e un lucru plăcut. Și mi-ai auzit și discuții după aia, mă, ce-i prorocitul ăla, mă, fii atent, bă, și ăsta a ieșit în față, mă, și ăsta a ieșit. Păi, dar cum? Aveam eu de mărturisit destule pe ale mele. Și dacă n-ați avut de mărturisit, atunci vă spun, mărturisiți-i Domnului, Doamne, nu mă pot abține, sunt curios, mă mâncă călcâiele și trebuie să văd cine e. Mărturisește asta, că și asta e bun de mărturisit și te eliberează Domnul. Dar acum ce vreau să spun? Da? Se întâmplă să vezi lucruri din astea și în loc să privești cu ochii lui Dumnezeu care vede acolo o mare biruință, dar o mare biruință, că tu n-ai avut curajul să ieși în față, dar nici eu dar sau altul, dar el a avut. Și atunci te gândești în mintea ta, mă, ăsta m-a dezamăgit. În loc să privești cu ochii lui Dumnezeu care spune, în dimineața asta, omul ăsta m-a pus mai presus de imaginea lui, omul ăsta m-a pus mai presus de părerea oamenilor despre el și a vrut eliberarea cu orice preț. Pe omul ăsta îl voi cinsti, îl voi ridica și voi lucra prin el. Asta se va întâmpla. Ceilalți rămânem cu frustrări, cu dezamăgiri, cu clătinări, cu alte lucruri. Dar acum, care-i atitudinea corectă, da? Care-i atitudinea corectă atunci când fratele tău cade lângă tine? Ce a făcut Domnul Iisus în situația asta? Îl admir pe Domnul Iisus, îl iubesc, îți fascinat că nu găsești odată să fii reacționat ca și altă dată. Asta vine din faptul că Dumnezeu însuși ne-a creat diferit pe fiecare.
Și Dumnezeu însuși se raportează potrivit cu nevoia mea, potrivit cu nevoia ta. Și așa a făcut Domnul Iisus și așa suntem noi chemați să facem. De multe ori suntem tentați să încadrăm omul într-un tipar și să spunem, o, până aici a fost bun, toți oamenii sunt buni, până găsești că a făcut ceva greșit. Și din momentul ăla, pac, l-ai trecut în partea ilaltă. Domnul Iisus nu a făcut așa. Domnul Iisus a știut și știe că eu, Radu, am nevoi personale, am slăbiciuni personale, am o personalitate a mea mai puternică într-un loc, mai slabă în alt loc și știe cum să se raporteze la mine și vine și îmi vorbește potrivit cu nevoia mea, care nu-i nevoia ta. Asta e frumusețea la Domnul Iisus și știi de ce a făcut el lucrul ăsta atâta timp cât a fost pe pământ? Dintr-un singur motiv, pentru că a spus așa, eu nu vorbesc ce vorbesc oamenii, eu vorbesc ce-mi spune Tatăl. Eu nu fac de la mine faptele mele, eu fac ceea ce îmi spune Tatăl. Până acolo a mers Domnul Iisus că a spus, mâncarea mea, nevoia mea cea mai de bază, e să fac voia lui Dumnezeu. Asta. Ei, pentru asta, Domnul Iisus trebuia să fie într-o continuă comunicare cu Tatăl, într-o relație neștirbită, neîntreruptă. Și așa se întâmplă că așa și începe capitolul, scurt. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Era locul în care Domnul Iisus în perioada aia își petrecea nopțile pentru că era amenințat în cetate și îi partea, era într-un context care s-a întâmplat așa și cred, deși nu se specifică aici în textul ăsta, că muntele măslinilor era locul lui de rugăciune. În altă parte ni se spune, pentru momentul ăsta zic, în altă parte ni se spune că petrecea nopți întregi împreună cu Tatăl. Da? E important ca și în alte contexte în care Domnul Iisus face ceva, să prindem esența care se ascunde în spate, și anume relația lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus noaptea era pe muntele măslinilor, era împărtășie cu Tatăl, dar dis de dimineață venea în templu să învețe oamenii. El nu a fost genul de persoană care să se bălăcească în băi de mulțime, să caute popularitate. Pentru el tot timpul, ziua lui mai dinainte de a începe zorii, era împărtășie cu Dumnezeu. În altă parte scrie că a vindecat bolnavi până după asfințitul soarelui. Și zice, a doua zi, înainte să apară zorii. Mă întreb cât o fi dormit Domnul Iisus, nu știu. Dar înainte să apară zorii, el ieșise afară să se roage. Da? Înainte de a vedea cum s-a apropiat Domnul Iisus, vreau să vedem ce e în spate. Și înainte să ne apropiem de cineva căzut, vreau să lucrăm la partea asta din spate, a omului din lăuntru, mai înainte de faptele ce se văd în afară. Și anume, la relația noastră cu Dumnezeu, la starea noastră, nu te apropia de un om căzut, dacă starea ta nu-i bună. Apropie-te de un om căzut numai atunci când Dumnezeu te călăuzește și când relația ta cu El e în ordine, fără întreruperi. Altfel greșești, n-ai cum să nu greșești în evaluarea ta, pentru că nu-i mai evaluarea lui Dumnezeu. Da? Și acum mergem și începem cu asta. Primul lucru care l-a făcut, da? Spune aici că dis de dimineață, așa, cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în prea curvie și au pus-o în mijlocul norodului. Deci nu l-au chemat deoparte să-i spună, Doamne Iisuse, fii atent, avem un caz aici, vino să ne spui ce avem de făcut. Nu. A fost un lucru public, a fost pus față în față cu mulțimea pe care o învăța. Și acum o grămadă de oameni stăteau gură cască și spuneau, dar fii atent ce învățătură a avut până acum Domnul Iisus la noi aici în templu, acum vrem să vedem ce face. Ascultă de Moise sau nu ascultă de Moise? Împlinește legea sau nu împlinește legea? Aici e testul. Aici au venit și farisei să spună că, dacă cumva spune să omorâm, o să spunem că e un criminal. Dacă cumva spune să nu omorâm, spunem că nu ascultă de lege. Și ce face Domnul Iisus? Cel mai important aspect și primul. Nu ceda presiunii mulțimii. Când auzi despre cineva, sau vezi despre cineva, sau lângă tine stă cineva care a greșit, care a căzut, ești la fel față de el ca și dacă ai fi în privat.
Sau pentru că ești în biserică, nu, acum sunt mai sfânt, aici trebuie să luăm alte decizii, aici trebuie să luăm alte hotărâri în privința asta, ne uităm și noi de sus, că toți oamenii se uită de sus. Galateni 2,11. Dar când a venit Chifa din Antiohia, spune Pavel despre Petru, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, adică din Ierusalim, de la iudei, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Adică până acolo Petru nu a avut nicio problemă să judece într-un fel, dar brusc acum când vin sfinții de la Ierusalim, avem o altă față. Altfel vorbim acum despre fratele nostru, îi explicăm noi după sau așa mai departe. Ce-i important? Judeci altfel când ești în public sau în mulțime, ești influențat de mulțime în judecata ta? Sau ești influențat doar de Dumnezeu? Cum a fost Domnul Iisus. Mergem mai departe. Nu trage concluzii pripite. Au venit oamenii ăștia, farisei ăștia, și au expus cumva lucrurile acolo, da? Și au spus, uite, am prins femeia asta, așa, Moise zice să o omorâm. Unu, Moise, mă rog, dacă a fost prinsă în timpul actului, nu putea fi prinsă singură, punct. Moise spune, când se întâmplă lucrul ăsta, amândoi trebuie să vină. Amândoi. Nu unu. Adică, dacă ar fi fost să tragă o concluzie pripită, Domnul Iisus ar fi spus, da mă, ăsta e un păcat, trebuie pedepsit, așa au spus Moise, punct, dar, dacă stai puțin să te gândești, vezi că lucrurile sunt un pic cu sute cu oasă albă. Ni se spune clar intenția lor mai târziu, că intenția lor nu era să o pedepsească pe femeia asta, ideea lor era să-L prindă pe Domnul Iisus și să-L ispitească, într-un fel, să aibă ceva împotriva Lui. Ei, te-ai gândit vreodată că fratele despre care ai auzit că o căzut, situația lui s-ar putea să fie total alta decât ai auzit totul de la unul și de la altul. Te-ai gândit că s-ar fi putut să fie prins la mijloc exact cum a fost femeia asta, că oamenii ăștia s-au folosit de ea. Cel mai probabil că n-a comis lucrul ăla. Oamenii ăștia s-au folosit de ea pentru a-L ispiti pe Domnul Iisus. Te-ai gândit că fratele tău s-ar fi putut să fie mai slab și să fie folosit de unul și de altul ca să ajungă acolo. Sau din prima ai pus eticheta, la prima vedere ai spus, a păcătuit, pac, Moise, așa, Biblia spune așa, pac. Nu trage concluzii pripite. Domnul Iisus n-a făcut-o. Domnul Iisus n-a emis judecăți așa, imediat, la minut. Întotdeauna a fost conexiunea cu Dumnezeu, care îi spunea ce să facă, ce să nu facă, unde să stea. A fost Duhul care îl încredința, care îi spunea, de multe ori spune, cunoștea gândurile lor. Nu vreți să ajungem acolo, să trăim ca Domnul Iisus, așa cum spune Scriptura, că trebuie să trăim cum a trăit Iisus? Să fim și în judecata asta unii față de alții, așa cum a trăit Iisus, în deplină dependență de Tatăl. Nu judeca după părerea oamenilor. Asta cumva se leagă cu ce am spus mai devreme, dar ce vreau să spun? De multe ori părerea oamenilor poate fi spirituală sau așa, poate părea spirituală, da? Însă atât de mulți oameni, adepții, ar ucide cu Scriptura. Ar ucide cu Scriptura. Și vine la tine și spune, Moise a spus așa, tu ce zici? Ce zici? Ce zici? Uite cum zice Moise. Păi da, ești tu mai bun ca Moise? Ești tu mai mare ca nu știu cine? Uite ce spune în Scriptură, dacă a spus că e păcat, pac. Nu, da, păcatul nu se negociază. Așa este. Nu se negociază. Dar atitudinea Domnului Iisus de a trata o persoană a fost diferită de cea de a trata păcatul. Întotdeauna Domnul Iisus, Dumnezeu, a urât păcatul, și asta nu se negociază, dar a iubit păcătosul. Întotdeauna. Dacă îi s-o iei numai după o literă de lege, legea omoară. Legea omoară. Ai păcătuit? Da, pac. Duhul dă viață. Și legea sau cuvântul nu merge decât împreună cu Duhul. Așa a mers înaintea lui Dumnezeu, așa a mers în Domnul Iisus și așa merge înaintea lui Dumnezeu. Așa spune, adevărații închinători sunt numai cei care se închină în Duh și în adevăr. Adică în Duh și în cuvânt. Cuvântul tău este adevărul, da? Domnul Iisus este adevărul. Astea două nu lucrează separat niciodată.
Am auzit de multe ori lucrul ăsta și vi-l împărtășesc, din Matei 18, vine de la versetul 15 și spune așa: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te-l și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe unul sau doi inși pentru ca vorba ta să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să te asculte nici de el, spune-i bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine un păgân, ca un păgân sau ca un vameș. Da? Și am luat versetul ăsta de multe ori așa și am spus, mă, ăsta o păcătuit, mă duc și îi spun. Mă duc și îi spun și îi spun, dar așa i-am spus-o că am trezit în el mai mare revoltă. Și atunci am spus, o, n-ascultă, mai iau doi, trei cu mine. Și mai găsesc doi, trei din ăștia tot așa buni ca mine, care îl zguduie și mai tare și care îl ispitesc și mai tare. Și atunci, știi ce se întâmplă? Spune-l bisericii. Și se procopsesc frații păstori cu scandaluri imense, începute de la oameni neduhovnicești care n-au știut cum să mustre. Așa am gândit eu. De multe ori am spus, asta e Biblia. Dar dacă aș fi văzut înainte că versetul ăsta îi împachetat în dragostea lui Dumnezeu, numai versetul dinainte spune tot așa, ca o concluzie despre oaia rătăcită, că acolo spune Dumnezeu, zice, dacă, Domnul Iisus zice, dacă are un păstor 100 de oi și pe una o pierde, nu lasă el toată turma ca să se ducă după ea? Și dacă o găsește, n-are mai mare bucurie decât de cele 99 pe care le-a lăsat în staul? Dar eu n-am înțeles că Dumnezeu are mai mare bucurie să-l găsească pe ăla decât își găsește în mine care îl judec. Unul din alea 99 care am zis că am rămas în staul și-s mai sfânt ca el. Dumnezeu își găsește bucuria mai mare în ridicarea omului ăluia. Și așa spune aici, tot așa, nu este voia Tatălui vostru din cerul să piară măcar unul, măcar unul. Dacă eu aș fi avut în minte că mă duc la omul ăla, știi cum? Nu să-i dau în cap cu Scriptura, ci cu voia Tatălui în minte, așa cum mergea Domnul Iisus, că voia Tatălui să nu se piardă omul ăla. Altfel l-aș fi abordat, nu-i așa? Altfel i-aș fi spus lucrurile. Și plus de asta, după ce se termină pasajul ăsta, vine versetul 21 și Petru cu o concluzie din asta tare spirituală spune, na, bun Doamne, am înțeles lucrurile astea, dar de câte ori să iert? Și îi spune Domnul Iisus, uite Petre, dacă ai crezut că ești generos când spui 7 ori, eu spun așa, de 7 ori câte, de 70 de ori câte 7, Petre, nu mai ține numărătoarea. Iartă, 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 iartă. Ori eu dacă aș fi înțeles pasajul ăsta între voia Tatălui nu este să piară nici măcar unul din acești micuți și voia Tatălui este ca eu să iert. Nu că are o altă perspectivă când te apropii de unul care ți-a greșit? Dacă știi mai întâi că trebuie să-l ierți, din prima l-ai iertat. Dacă știi că voia Tatălui e ca el să-și ridice și că nu-și găsește cerul mai mare bucurie decât din ridicarea lui, nu că altfel te-ai apropia? Nu că altfel înțelegi versetele astea? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l în original, spune, du-te și arată-i ce a făcut greșit. Asta-i, noi prin mustrare deja înțelegem bâtă. Du-te și arată-i ce a făcut greșit între tine și el singur. Da? Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Noi la palmaresul ăsta ar trebui să lucrăm. Pe câți i-am câștigat, pe câți i-am câștigat, pe câți i-am ridicat, pe câți i-am ridicat. Nu să ne scăpăm de ei, să le dăm în cap și să spunem, dacă n-asculți așa mai chem doi, dacă nu, te spun bisericii. Nu ține, nu ține. De asta, nu judeca pe altul după părerea oamenilor, lasă tot timpul părerea lui Dumnezeu, părerea lui Dumnezeu să te conducă în judecată. Bun, mergem mai departe și spune, analizează-te mai întâi pe tine însuți. Cu asta am și pornit, da? Dacă nu ești în ordine, nu te duci să judeci pe altul, că nu o să ai judecata care trebuie. Cumva rugăciunea fariseilor era asta, Doamne, dă-ne undă verde să o omorâm. Dacă tu spui, asta facem. Dacă nu spui, găsim o altă vină. Și Domnul Iisus, pentru că ăștia nu se opreau, n-au înțeles ideea. Dar uitați-vă la reacția Domnului Iisus. Îl vezi așa de liniștit, stând și scriind cu degetul pe pământ. Ce reacție ciudată. Mie mă place. Mi-o place. Chiar unul din cântăreții creștini a scris o carte despre asta, despre cât de spontan sau de artistic, ca să zic așa, era Domnul Iisus în toate lucrurile astea. Cine s-ar fi gândit la asta?
cui ar mai fi ars să se pună jos și să scrie ceva cu degetul pe pământ în timpul ăsta? Unii spun, nu știu, nu ni se spune aici ce-a scris, dar unii spun că ar fi scris numele celor care erau acolo prezenți și ar fi scris în dreptul fiecăruia un alt nume de femeie care le-ar fi trezit fiecăruia măcar la nivel de minte reproșuri. Și de asta s-ar fi țin. Acum, lucrurile astea nu ni se scriu aici. Până la urmă, nici nu contează ce a scris. Cert este că actul lui în sine, de calm, de stăpânire de sine, a fost unul de așa mare impact și de așa mare putere, încât oamenii care se credeau religioși și care au crezut că au dreptatea în mână s-au simțit mustrat de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr. Au lăsat pietrele și au plecat. Asta ține de puterea lui Dumnezeu și asta ține de ce am auzit astăzi. Cine s-ar fi gândit că ceva scris pe pământ sau cine dintre noi ar fi reacționat așa? La cine ar fi mers lucrul ăsta? Și totuși să aibă atâta putere. Până la urmă, știi ceva? Nu contează părerea mea despre apă. Mă pot uita în vasele alea să zic că e apă, 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 apă. Nici nu contează părerea mea. Ci puterea lui Dumnezeu care din apă aia poate să facă orice. Orice. Și dacă Dumnezeu te călăuzește să faci așa, fă așa, scrie cu degetul pe pământ. Că atunci când te vei ridica în picioare, vei fi umplut de puterea lui Dumnezeu. Nu te teme să faci lucruri care poate să ieșite din obișnuit. Nu umbla după tipare. Domnul Iisus n-a fost așa. Dar umblă după călăuzirea Duhului și a Cuvântului de fiecare dată. Analizează-te mai întâi pe tine. Se ridică și spune, ok, cine este fără păcat, să arunce primul. Na, ce răspuns înțelept? Ce răspuns înțelept însoțit de puterea Duhului Sfânt? Altădată oamenii ăștia au spus, măi, n-are decât două variante. Ori ne spune să omorâm, ori ne spune să nu omorâm. Și la oricare din asta îl prindem. La fel ca și cu birul cezarului. Și se ridică Dumnezeu, Domnul Iisus, și dă un răspuns din ăsta de o înțelepciune care întrece înțelepciunea omenească și la care, la un moment dat, și spune, de atunci nu l-a mai întrebat nimeni nimic, că nu mai știu ce să-l întrebe. Nu vrei să fii așa un astfel de om? Eu îmi doresc tare mult. Eu îmi doresc tare mult. Și spune, uite, singurul motiv pentru care ați putea sau care v-ar îndreptăți să aruncați cu piatra e dacă ați fi trăit fără păcat. Dacă vreunul dintre voi îi fără păcat, îl rog să arunce primul cu piatra. Rând pe rând lasă pietrele jos și autoanaliza asta trebuie să ne o facem și noi înainte să mergem să vorbim cu cineva. Și nu... Asta nu ne oprește din a-l îndruma și din a-i spune și din a vorbi cu el. Dar cu siguranță ne oprește din a da cu piatra. Cu siguranță. Când ne vom aminti că ne-a iertat nouă Hristos, ne va opri să aruncăm cu piatra. Că îl vom ridica, că îl vom îmbărbăta, că da, îl vom conștientiza de păcat. Da, da, toate astea. Dar nu cu piatra. Pentru că se ridică acum în picioare, de jos, cel care avea dreptul să arunce cu piatra. Cel care era îndreptățit pentru că a trăit o viață fără păcat, 100%. Și asta e Domnul Iisus. Și știi ce îi spune femeii? Unde-s părâșii tăi? Nimeni nu te mai osândește? Nici eu. Osândesc însă păcatul din viața ta și îți spun, du-te să nu mai păcătuiești, să nu mai faci asta. Să nu mai faci. Da, ăla-i osândit. Dar nu tu. Și vreau să știi și în dimineața asta că dacă ești aici și ești căzut, Domnul Iisus nu te osândește. Vrea să osândească împreună cu tine păcatul din viața ta și da, vrea să te ridice de acolo. Dar ești la fel de prețios și de prețioasă în ochii lui ca întotdeauna. Își va găsi cerul întreg bucuria când te vei lăsa adus înapoi în staul. Ascultă lucrul ăsta. Ascultă-l și primește-l că din partea lui Dumnezeu. Nu lăsa pe cel rău să-ți predice alte minciuni. Că nu mai e valoare, că Dumnezeu nu te mai iubește, că Dumnezeu nu mai e cu tine. Nici de cum. Domnul Iisus nu te osândește. Va veni o zi când se va întoarce ca judecător, dar până atunci, El însuși a spus, până atunci sunt Cel care ridică, a venit să mântuiască tot ce era pierdut. Tot ce era pierdut. Până în momentul ăla, Domnul Iisus ascultă, vrea să te ridice de acolo și are aceeași dragoste pentru tine.
din simplu fapt că dragostea asta nu ți-o câștigi prin meritele, ci că vrea să te iubească. Și așa va face întotdeauna. Și acum, nu te apropia cu gând de condamnare, da? Mergem mai departe, poate puțin mai aproape de noi. Ce se întâmplă când omul ăsta care cade, că e una să te raportezi la un om care l-a auzit că a căzut, dar ce se întâmplă dacă căderea asta te afectează pe tine personal? Dacă s-o scăpa și te-o vorbi pe tine de rău? Dacă te-o dezamăgi și te-o înșela cu banii pe tine? Dacă s-o întâmplat și o căzut într-un lucru care te afectează pe tine în mod direct? Ce faci? Ce faci? Ne uităm la Domnul Iisus și mergem foarte scurt prin asta, spune în felul următor, iartă. Primul lucru, iartă. Domnul Iisus a spus așa, oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, oricui va vorbi de rău pe Fiul Omului, împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Da, dacă te împotrivești Duhului Sfânt, spune, oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Nu îi se va ierta pentru că nu se mai poate ierta. A vorbi împotriva Duhului Sfânt înseamnă a te împietri în necredință până mori. Asta înseamnă. Până când mai ai suflare, încă mai ai șansă. Dar dacă te-ai împietrit până și ai vorbit împotriva cercetării Duhului Sfânt care ți-a spus nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine și tu spui nu, până mori, ce să se mai ierte atunci? E foarte logic. Mai sunt oameni care zice, oh, vai de mine, eu cred că am hulit împotriva Duhului Sfânt. Dacă încă te gândești așa, stai liniștit că n-ai făcut-o. N-ai făcut-o. E Duhul care încă te cercetează. Când mori, atunci se încheie tot lucrul ăsta. Dar spune Domnul Iisus, oricui mă va vorbi de rău, îi se va ierta. Mai departe, mijlocește. Primul pas e să ierți, al doilea pas mai greu, e să stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, am văzut că o greșit, dar te rog, iartă-l și tu. Poți să faci asta? Asta a făcut Domnul Iisus pe cruce față de cei care îl omorau. Față de cei care îl omorau. Și a spus în felul următor, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Asta a fost ultima lui rugăciune. Mijlocește pentru iertarea lor. Apoi, fă primul pas. Și avem aici textul din Ioan 21, reabilitarea lui Petru. Petru l-a dezamăgit tare pe Domnul Iisus. Tare. Mă rog, în ochii noștri. Domnul Iisus l-a avertizat despre asta, dar însuși Petru spune că a fost un moment în care a ieșit afară și a plâns cu amar care a realizat ce a făcut. Și acum, după înviere, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu Domnul Iisus? Ioan 21 și spune așa, era Simon, erau mai mulți care ieșiseră la pescuit. Deci dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că Iisus. Copiii le-a zis el, aveți ceva de mâncare? Ei au zis că nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă și veți găsi. Domnul Iisus le vine în întâmpinare, el deschide discuția. S-ar putea ca omului care o greșit față de tine să-i fie greu să mai deschidă discuția. Deschide-o tu. Du-te tu, spune-i, te-am iertat. Te-am iertat, e în ordine. Nu lăsa să se răcească lucrurile alea și omul ăla să te evite de rușine, de nu știu ce. Du-te tu. Du-te tu la el. Domnul Iisus spune mai departe, aduceți din peștii care i-ați prins. Și îi invită la masă. Invită la masă pe cel ce s-a greșit. Ia la tine la masă. Te-ai gândit că poți învăța asta de la Domnul Iisus? Eu nu. Uite, Domnul Iisus îi așteaptă cu pește. Și invită la masă. Nu că masa e un loc în care altfel discuți. Te întâlnești cu cineva și parcă e altul cadru, se mai liniștesc lucrurile, se mai relaxează la lucrurile. Invită la masă pe cel ce s-a greșit. Și repară acolo lucrurile cu el. Domnul Iisus ce face? Binecuvintează. Le dă pește, da? Vă aduceți aminte și probabil că asta le-a răsunat prima oară în minte ucenicilor. Extraordinar, pescuirea minunată, da? Și spune ce vremuri erau atunci cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus vrea să le arate acum și să le spună, știți ceva? Din partea mea nu s-a schimbat nimic. Eu nu v-am binecuvântat nici atunci că meritați. Eu și acum vă binecuvintez pentru că vă iubesc și pentru că vreau. Binecuvântarea nu o primești după merit. Binecuvintează pe omul care ți-a greșit. Ajută-l. Ajută-l cum îl ajutai înainte. Du-te la el, ajută-l chiar și financiar dacă trebuie. Cum îl ajutai înainte? Arată că de la tine nu s-a schimbat nimica. Și că nu faci asta după merite, ci pentru că așa a făcut Hristos. Reabilitează. Urmează reabilitarea lui Petru, în care Domnul Iisus îi spune, mă iubești, mă iubești, și îi spune mai departe ceea ce urma să facă Petru pentru el. Reabilitează omul care ți-a greșit.
oferă-i același statut în relația ta cu El. Nu-l fă să se simtă inferior, ca și expresia, nu știu de unde, românească, dar necreștinească, oricum, te iert, dar nu te uit. Te-am iertat, dar de acum încolo... Nu așa ierta Hristos și nu așa am vrea să ne ierte Dumnezeu. Reabilitează. Toate lucrurile astea de ce? Din dragoste. Și asta pentru că dragostea este îndelung răbdătoare, adică rabdă când îi se greșește, e plină de bunătate, întâmpină răutatea cu bunătate. Dragostea nu pismuiește, adică nu poartă ciudă, nu poartă ranchiună pe termen din ăla nelimitat. Dragostea nu se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie ca să nu poată ierta pe altul, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, ba mai degrabă se smerește și iartă, nu se mânie. Pe un om plin de dragoste nu-l poți mânia, oricât i-ai greși. Nu se gândește la rău, dacă așa mi-a făcut, așa trebuie să-i fac și eu înapoi. Nu se bucură de nelegiuire, nu zic, în sfârșit, acum l-am prins cu asta, acum e momentul meu, ba din potrivă îl doare sufletul pentru omul la care a greșit, ci se bucură de adevăr și adevărul în cuvânt. Și așa cum ne-a spus Hristos să trăim, așa trebuie să trăim. În asta să ne găsim bucuria. Acoperă totul. Cu alte cuvinte, mi-ai greșit, dar am acoperit asta în dragoste. Crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. De ce a făcut Hristos toate astea pentru noi? Pentru că ne-a iubit și ne-a iubit cu astfel de dragoste. Acum, dacă noi îl ascultăm, în primul rând rămânem în dragostea Lui, pentru că El spune că ne-a iubit așa, și în al doilea și ultimul rând, Domnul Iisus spune în felul următor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Și atunci când fratele de lângă tine cade, aceeași dragoste să-i arăți pe care ți-am arătat-o eu când ai căzut tu. Că e posibil să nu știe biserica, dar tu și Hristos și eu și Hristos știu de câte ori am căzut. Știu. Și știu cum s-a manifestat Hristos atunci față de mine. Și față de tine. Și așa trebuie să ne iubim și noi. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. În dragostea asta să ne ajute Dumnezeu să ne apropiem de cei care cad, de cei care ne greșesc și întotdeauna să avem în minte că voia Tatălui să nu piară nici unul dintre ei, ci să fie ridicați și cerul își va găsi bucuria. Amin.